3 ani și 6 luni pentru Liviu Dragnea, doamnelor și domnilor. Este prima informație, să vedem în ce formulă, dacă este, fiind peste 3 ani, rămâne cu sentința de la fond. Aceasta este decizia, doamnelor și domnilor, s-a dat. Liviu Dragnea condamnat la 3 ani și jumătate cu închisoare în acest moment. Este verdictul. De ce v-am precizat eu la 13.48 că se cunoaște că e o condamnare cu executare, în ciuda faptului că dumneavoastră avocații semnalați că ar fi elementele pentru achitare? Domnule Drăgan, doamna Mocanu, domnule Ciuvică, Răzvan Savaliu, primele reacții, doamna Mocanu. Da, din punctul meu de vedere, este o soluție absurdă. Dacă mențineau toate condamnările, va avea o oarecare logică, deși era netemeinică. Acum deja a devenit și nelegală. Dacă ai achitat autorul abuzului în serviciu, este absurd să condamni instigatorul la abuz în serviciu. Este o condamnare total ciudată și mai mult decât cea din fond, mai deplasată decât a fost cea din fond, din punctul meu de vedere strict juridic, vorbind acum. Nu am văzut exact minuta, dar așa cum sunt citite achitările, pentru ceilalți pare ciudată, foarte ciudată. Cu executare vine confirmarea din sala de judecată. Domnule Drăgan, vă rog. Strict pe informațiile pe care le avem acum, este clar că este un verdict cu tot coata albă. Liviu Dragnea trebuia pus la punct pentru faptul că nu s-a supus directivelor sistemului. Ca să nu dăm într-o cheie politică, și pentru mine este total ilogic ca cei suspectați de o infracțiune predicată, adică ca și autor, să fie achitat, respectiv pentru abuz în serviciu, și să rămână pedeapsa de la fond pentru Liviu Dragnea ca instigator. Instigarea, chiar dacă ar fi existat neurmată de o punere în acțiune a faptei, nu poate atrage răspunderea penală. Din punctul meu de vedere, dacă stau să mă gândesc și la prima condamnare a domnului Liviu Dragnea, este evident că sistemul... Mulțumesc, Mihai Drăgan. Roxana Ciucă în direct cu noi de la Înalta Curte, din sala de judecată, de unde a primit informațiile și ne le-a transmis. Roxana, a ieșit 3 ani și jumătate, se menține decizia la fond. Explică-ne toată această înșiruire. Achitare, achitare, achitare sau suspendare, suspendare, suspendare la Liviu Dragnea, 3 ani cu executare. Da, bună ziua, bine v-am regăsit. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție s-au pronunțat, așadar au menținut pedeapsa de pe fond. 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru liderul social-democraților, pentru Liviu Dragnea. Asta după ce au fost mai multe pedepse cu suspendare date în sala de judecată. Și vreau să vă citesc foarte, foarte rapid. Așadar, Liviu Dragnea rămâne cu pedeapsa de pe fond 3 ani și 6 luni. Respinge apelul celor de la DNA. Bombonica Prodan a achitat pentru că a plătit și prejudiciul în acest dosar. Liviu Dragnea, Floarea Alesu și Stoica, obligat să plătească daune de 23.445 de lei. Alte daune de 60.205 lei. Miloș în solidar cu Stoica Anisa, 460 de lei. Pentru șef Marica și pentru Bombonica Prodan, plata către DGASPC din Telorman lasă latura civilă nesoluționată în această speță. Așadar, suspendarea condiționată de 2 ani pentru Bodorogeanu, suspendarea pedepsei pentru Miloș, suspendarea condiționată pentru Marineci cu un termen de încercare de 5 ani. Descontopește pedepsa de un an de închisoare pentru Gheorghe Nicușor, un an pentru abuz în serviciu, 3 luni pentru fals intelectual, achitare pentru abuz în serviciu și suspendarea condiționată pentru 3 luni, pentru 3 luni de zile. Haideți să vă vorbesc de procedură. Din acest moment așteptăm să vedem când actele, când documentele de aici pleacă către Tribunalul București, care este instanță executorie, care va pune în executare acest mandat de condamnare a lui Liviu Dragnea. Acum Liviu Dragnea fie se prezintă de urgență la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru că la lege spune foarte clar să se prezinte de îndată, fie așteaptă să vină poliția la el acasă pentru a-l ridica. Vedem așadar ce se va întâmpla în continuare. Cert este că va merge în penitenciar, unde va rămâne acolo o lună de zile în carantină, iar mai apoi se va stabili regimul de detenție pentru acesta. O lovitură dură dată așadar
dar iată, pentru Liviu Dragnea, de magistrații de aici, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a făcut și o opinie separată în acest dosar și sper să găsesc în transmisia pe care am făcut-o către redacție și acea opinie separată. Ce s-a făcut aici? Un magistrat a făcut așadar opinie separată, rus așadar, admit apelurile DNA și a făcut opinie separată cu privire la, la Liviu Dragnea. Dosarul Direcției Generale de Asistență Socială, așadar, doamnelor, domnilor, și Protecția Copilului, iată, a ajuns la final după mai mulți ani de zile. Liviu Dragnea a spus de fiecare dată că este nevinovat, aseară însă, întrebat fiind dacă și-a făcut bagajul, acesta a spus că nu, nu are niciun bagaj făcut. Rămâneți alături de noi pe antenă a 3, vom merge în continuare și vom urmări până la capăt acest eveniment și acest subiect și vom reveni în direct cu transmisii și din alte locuri. Oana,